De câte ori? Să vă mai explic. Că nu așa trebuie să reacționați. De câte ori? Spune-mi tu. De multe. Foarte. De foarte multe? Da. Am obosit. Știu. Și am obosit să mă jicnească Marinescu. De ce nu ignori? De ce am ignorat toată ziua. Păi și unde vrei să ajungi? Păi și ce, am făcut ceva rău? Ce am făcut rău? Am dat cu perna în el. Nu l-am prins. Dar știi ce se putea întâmpla dacă nu interveneau băieți? Dar nu, că n-am fost, n-am fost acolo. Și nu a intervenit nimeni, nu a intervenit. Nu, dar nu era mai... Nu era ați fi avut amândoi soarta lui Paul și a lui Achebono. Dacă vă luați la bătaie, voi nu înțelegeți să nu mai faceți așa? Dar chiar vreți numai violență, violență, violență? Ce vă rog eu? Ce vă rog eu de fiecare dată? De ce? De ce? Nu puteți să aveți dueluri strict verbale. Am avut toată ziua, dar el exagerează. Și prin absurd să spunem că eu nu voi mai ieși protejată sau favorită. Mă vătez. Da? Mă vătez, nu? Da. Bate palma. Abia aștept momentul în care mai vei vota, crede-mi. O să fiu foarte, 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 o să mă simt foarte bine, crede-mi. Poate o să vină o altă femeie în acest caz, că mă enervează mult mai tare decât mine. Așa. Și mai vătez, vătez. Da? Păi țin să-ți aduc aminte că săptămâna trecută țipai în gura mare că o vei vota pe Andreea, dar te-ai schimbat din cauza strategiilor pe care voi le faceți. Vezi? Și nu ies. Ca să vezi. Ce am făcut eu? În primul rând, când Andrada a aruncat cu umăr în mine, așa, nu a avut nicio treabă. Te-am întrebat, ți se pare ok ce faci? Și am aruncat eu sau aruncat? Păi și ce treabă? N-am te ajignit, nici nu te-am jurat. Păi ai pus să o controlezi pe Andrada cumva? Dar și atunci, mă, și tu mă ironizai. Păi atunci. Și eu ce treabă aveam? Cred că toată casa te-a ironizat. Toată casa te-a ironizat. Nu știu de ce treabă ai cu el, de ce? Dar care este problema că nu am vrut să te salut? Te deranjează atât de rău, de mai înșurat? Nu, dar nu-i bun simț. Ok, și atât timp când nu te-am înjurat, eram nervos și te-am înjurat, da. Alexandru, și reacția ta e de bun simț? Nu, eram foarte nervos și ea s-a uitat la mine și a întors capul, ca și cum du-te de aici. Dar de ce aveți atât de mulți nervi? De ce? De ce nu puteți să creați relații? De ce? Păi eu venim să din casă după Marinescu și am intrat aici și am salutat toate fetele, adică toate fetele salută, Andreea e cu nasul mai în nori. Andreea, de ce nu încerci să te apropii de colegii? Dar mie nu trebuie să te apropii de mine, trebuie să saluți atât. De Andrada niciun caz nu o să mă apropii, pentru că nu rezonez cu ea și nu-mi place caracterul ei. Iar eu nu pot să trec peste tot ce mi-a făcut. Doamna dar Cristina. El este prietenul ei și clar, da, odată ce clar, sunt împreună, e clar că sunt pe aceeași lungime de unde. Nu că vreau să am prietenie cu ea, dar peste faptul că Alexandra te-a făcut cu ou și cu oțet când tu erai lipsă din gală, poți să treci? Te întreb și așa. Nu cred că a făcut asta. Nu? Uite, deci după aia o să crezi. A spus doar... Cum nu credeai? A spus doar terminat. Nu, stai un pic. A spus multe. A spus pur și simplu că s-a săturat de falsitate. Adriana, dar eram acolo. Noi suntem mai proști sau noi nu au... Pune-te la frumos, săptămâna trecută, câte propoziții a legat soră ta? Soră mea, de fiecare dată când a încercat să vorbească, voi, Adriana, nu te băga, că nu e subiectul tău. Și tu nu te bagi. Nu este subiectul tău. Dar pe mine nu mă interesează. Păi voi îi puneți dop la gură. Asta e problema, că voi îi puneți dop la gură. Adriana nu este ca mine. Ca mine să țipe în momentul în care vrea să se facă ascultată. Adriana este mai down. E nevoie de oameni productivi. Este nevoie de fete pentru anumiți bărbați în această casă pe care să o cunoască. Sora ta nu e pe nicio parte. Nici tu nu ești, dar tu n-ai cum. Că tu n-ai cum, tu n-ai cum să ieși. Am găsit un comentariu pe internet printre de pe pagina oficială de la Puterea Dragostei, care este manageriată de către voi, bineînțeles, și eu te am o listă de prieteni. Și pot să văd chestia asta. Am verificat dacă e profilul tău și nu mai știu exact cum te-ai exprimat. O să vadă toți cu adevărat ce fac ei în afara filmărilor, în afara platoului. Nu, nu cred că m-am referit la asta. Nu am zis așa ceva. Nu, niciun caz. O scris Alexandru sau nu? Apropo de ce se scrie pe internet. Păi o scris Alexandru. După gala eu m-am supărat foarte tare pentru că au apărut niște comentarii și niște zvonuri. Cum că eu aș fi spus fetelor ce să voteze și cum să voteze. Pentru că noi suntem transparenți, fetelor, vă rog, am venit eu vreodată. Doamna Cristina, nu s-a întâmplat niciodată. 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 Plus că noi nu avem prea multe discuții. Tocmai, niciodată nu vin să vorbesc cu voi. Da. Înțeleg că se duc campanii împotriva acestei emisiuni, împotriva mea, împotriva echipei. Sunt oameni cu interese, dar voi sunteți singurii care puteți dezminți. Eu niciodată n-am venit nici la voi, nici la băieți, mai mult decât 2 minute să mă decablez și să fac o poză în platou. N-am purtat discuții cu niciunul dintre voi și nici n-am să o fac.
Sper că acest von n-a plecat de aici din casă, pentru că aș fi foarte dezamăgit. Domnișoara Cristina, eu vreau să lămuresc un lucru. Lămurește. În gală, eu nu am acuzat sub nicio formă producția de absolut nimic. Pur și simplu, am atacat, am luat de Alexandra și am crezut că s-a folosit de pretextul momentului de înaintea galei, când i-a fost atras atenția lui Nicos, care are uneori un comportament pe care nu ar trebui să-l aibă. Și m-am luat de Alexandra și am spus că tu sigur ai folosit ce ai văzut dimineață ca să manipulezi fetele să voteze pentru tine. Ai acuzat producția că vrea să-l protejeze pe Marinescu. Nu. Ba da. Nu. Asta ai făcut. Nu, dar eu am spus și în gală. Am spus lucrurile astea și în gală. Eu nu am acuzat producția. Am zis, nu acuz producția de nimic. Am spus, o acuz pe Alexandra că manipulează fetele folosind momentul de dimineață. O să vedeți dumneavoastră gala la televizor, să vedeți ce am spus. Și de acolo, până la momentul în care eu să fiu implicată în niște lucruri care nu... Nu mi-atrage foarte multe concluzii, domnișoara Cristina, și poate să se ducă cu un gând de aici să se ducă la cer. De exemplu, Marinescu mai devreme a văzut o poză cu Alexandru lângă două fete, adică la un metru distanță. Cristian, el deja gata. Cristian, așa în gală. Ținem unul aici pentru că așa vrea producția? E, nu! Am dat de înțeles la fete. Asta am întrebat. Dar de ce faci referire la producție? Ce ai tu cu producție? Păi dacă din sărite... Nu v-au ajutat, nu v-au susținut. Eu vreau să întreb și producția pe tema. Pe, nu știu, mi s-a spus că am fost... Întreabă-i cu o cameră actuală, nu cu mine. Eu nu mă mai implicați în problemele voastre. Și dumneavoastră faceți parte din emisiunea asta și vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Măi, eu fac parte din emisiunea asta, nu din producție. Eu sunt aici cu voi atât. Corect. Dar cu ce am amenințat eu concurentele? Că o să le elimin, nu? Bun, le votez la eliminare, dacă mi-este strategia, pleacă acasă. Punct. Eu am fost contactat așa de către, pot spune, fostul iubit al Alexandrei, pentru că acum nu câteva... Lasă-l să duc până la capăt, să vorbesc. Lasă-l să vorbesc. Care este actual, fel sau altul, la două, trei zile s-au despărțit. Este de acum două zile. Acum? Două, trei? Da, acum câteva zile s-au despărțit. Da, și eu știu. Băiatul acela a acceptat că Alexandra... Da. Doamna Cristina, da. Haide să vă spun. Hai să trimit și o idee. Băiatul acela mi-a fost împotrivă și a făcut foarte multe vloguri împotrivă. Chiar am nevoie de argumentul vostru. Când mă certam cu ea. Așa, ca să aflu și eu, ca idee, înțelegi? Dar după, pentru că mai devreme Alexandra făcea numai așa. Dacă v-ați decis să oferiți un argument, întâi lasă-mă să termin. Nu știu, Cristina. Da. M-am întâlnit cu respectivul. Bun. Nu am o prietenie cu el. Nu mi-a dat să mănânc, nu-i dau să mănânc. I-am filmat telefonul în timp ce naviga el de pe telefonul lui. A intrat în bara de căutare de la Facebook. I-a băgat numele Alexandrei. Se vede clar, eu am filmare de 15 minute. Se vede clar că este profilul ei, pagina ei, urmăritorul pe care i-are Alexandra. Și a dat direct pe butonul de mesagerie. Și a scrollat așa încet, 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 toată conversația lor. De-aia și durează 15 minute. Că a scrollat încet, astfel încât, în momentul în care vreau să evidențez eu ceva din această filmare, să pun pauză, să se vadă clar. Nu am dat așa repede. Și băiatul acela a acceptat ca iubita lui să vină aici? La probabil, probabil. Este miza prea mare, doșoara Cristina, ta pot spune. Dacă zici acum care filmare, cum să fie adevărat, ești culo. Băi, nene, tu nu înțelegi că nu este nimic adevărat. Parcă voi spuneați, Adriana, voi spuneați că voi nici măcar nu știți de ce băiat vă place. Acum știi exact ce face Alexandra? Da, normal, pentru că știu, îl cunosc și eu. Bun, dar poate avea o relație. Am ieșit împreună, am făcut 3 sau 4 vloguri împreună. Poate nu știi tu, că tu nu știai că s-a culcat cu el. Tu nu știi de existența relațiilor. Păi nu, exact, pentru că de fiecare dată când a ieșit Alexandra cu el, am ieșit și eu. De unde? Dar poate ieși pe ea cu aceea. Am dat asta. Nu înțelegi? Nu înseamnă că... Alexandra n-a plecat niciodată de acasă fără să ies și eu cu ea. Alexandra era conștientă că băiatul lui Nicos de dimineață îi plăcea de ea, înțelegeți? Uite, că asta nu mă... Sora ta a purtat discuții cu acel băiat, au fost într-o relație. De când a intrat în emisiunea asta, ea nu a mai vorbit niciodată cu el. Adică a vorbit de 2 sau 3 ori cu el. Dar și a spus... Că acum 2 zile. Da, acum de 2 zile i-a scris Alexandra lui, pentru că el a postat un vlog pe internet și vorbea că gen ei au fost împreună și că a pupat-o pe Alexandra, s-a sărutat cu Alexandra. Cât timp ea a fost în emisiune? Nu, cât timp era în afară, înainte să intre Alexandra în emisiune. Și Alexandra i-a spus, te rog eu frumos să nu mai minți și să nu mai aperezi și să nu mai folosești numele în blogurile tale. Te rog frumos să încetezi. Plus, la care a dat informații și... timp ce era în emisiunea început, i-a spus că lumea nu suportă, că o să iasă rău. Am foarte multe poze. Nicos, te rog eu frumos, lasă-mă chestiile astea, că și eu câte am despre tine, nu vreau. Uite, asta eu nu suport. Nu suport. Alexandra zice,
Câte mesaje am despre tine, câte chestii am despre tine. Aduceți-le aici, deja vorbi, de ce dați mai jos? Nu mai zi bine. Dar el de ce vorbește? Dar de ce am venit? Dar el de ce? Eu am spus las-o așa, pentru că și eu câte chestii am despre tine. Asta e în apărarea ta, deci tu când ești atacată. Nu e vorbit să te aperi și să vii și spui așa, 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 tu ataci și tu. Mie îmi pare rău de aduce-o chestia. Nu, nu trebuie să-ți pară rău de mine, Nicu. Părerea mea e ca de aia, nu vreau mila nimănui, Nicu. Nu e milă, nu e milă asta. Nu vreau milă și nu vreau să-ți pară rău de mine, pentru că încât nu e milă asta niciodată. Păcat că trebuie să tragi tu chestiile astea. Ce v-a spus? Duce la Balamuc? De ce? Ce înseamnă asta? Eu nici nu am venit pe tine. Întrebați-o pe aia, de ce? Te întreb pe tine, de ce? Păi nu știu, că a început aia să spună că... Adriana, fii atât. Dar lasă să vorbească. Da, și eu mă duc să mă vomite. Dar ce ați pățit? Alexandra a început de conflictirile. Dacă aveai un conflict în acel moment cu aia, puteai să spui la singular. Nu să ne bagi pe toate. Păi da, dar vezi că în momentul ăla toate râdeați de ceea ce avem spunea voi... aia. Pe da. Ce treabă are asta? Dacă aia, cervețele să-mi șterg lacrimile, nu? Sau ce? Păi asta sunteți, ce vă supărați. Mai Adriana, de ce alegi calea aceasta în loc să vă respectați? Nu este o jignire mare, doamna Cristina. Doamna nu contează, e o jignire. De ce recurgeți la asemenea vorbe? De ce n-am jignit-o? Ia întreabă-te, pentru că port respect. Am învățat să nu mai jignit. Dacă nu te făceam în tot felul de bine. Hai să facem conexiunea și cu casa băieților. Da, bine, bine, cum spui tu? Păi așa e, cum o spun eu. Da, așa e. Nu mai vorbit de trebuie. Dan, bun venit în Casa Puterea Dragostei. Mulțumesc. Ai venit direct în mijlocul conflictelor. Da. Crezi că pe viitor vei fi și tu implicat în astfel de situații? Nu știu. Asta o să vedem. Dar dacă vei fi, vei putea face față? Da, o să mă apăr, să zic așa. Ești suficient de curajos? Da. Dar știi că noi nu suntem aici de acord cu violența. Și în caz că vei fi implicat în astfel de situații, te rog de acum, din prima zi în care tu ai pășit în Casa Puterea Dragostei, să nu dai curs, pentru că altfel vei părăsi competiția. Da, am înțeles. Marinescu. Da, să rămână. De câte ori să vă mai repet același lucru? Trebuie să primești respect ca să oferi respect. Iar eu în această casă nu mi se oferă. Tocmai de aceea v-am rugat să vă respectați unul pe celălalt. Da, dacă mi se oferă, foarte important. Sigur, ofer și eu respectul meu, dar în momentul actual nu mă oferă nimeni respect din această casă. Toată lumea vrea să mă atace și eu mă apăr. Marinescu, dacă cum pot? Două secunde, domnul. Auzi, Marinescu, care crezi tu că e motivul pentru care vrea toată lumea să te atace? Care este motivul? Jignești. Că ușor, ușor o să îi demas pe toți și vreau să stau într-un colț la un moment dat. Păi, domnule, dar nu astăzi, peste o săptămână, două, și să mă uit la ei. Nu mai vorbiți unii peste ceilalți. Și să mă uit la ei și să râd de ei. Cum, când o să te dea pe brazlă cum unul mă uit și eu la tine pe net. Chiar sunt curios. Vreau să aștept momentul acela cu nerăbdare. Așa cum ne uităm și noi din cameră la tine pe net, când intrăm pe site, ne uităm și râdem. Nu are importanță de ce natură este, instigare sau violență. Deci de astăzi, dumneavoastră ne-ați confirmat că va fi sancționat și instigarea? O să vin la voi în momentul în care ferească Dumnezeu se va mai întâmpla și o să vedeți ce decizii luăm. Până atunci, vă rog din nou să vă liniștiți, comportați-vă civilizat. Doamna Cristina, da. Și eu eram aici de dimineață, purtam o conversație cu Alexandra sau cu Adriana și s-a ridicat domnișoara, madam, a venit și s-a dus să ia un bol și venea spre mine. Ai învățat cu minte nori? Adică ce? Nu, nu, nu. Ce-am votat cu bolul? Nu, bolul acela l-a luat pentru că... mie, să mă enerveze pe mine. Nu, a spus nu, că aia, a zis că îi vine să vomite când se uită la domnul. Da, și atunci când nu, i-am zis nu l-a aduce. Nu, cu bol, ca să pot să vomite. Dar voi vă dați seama cum vă vedeți din exterior? Când cineva se ceartă tot. Aranjate, dichisite, frumoase și stați, vreau să fac nu știu ce. În loc să aplaneze. Ce faci? Cu piersica, cu bolul. Tot aplanezi și mi s-a luat să tot vaccinat. Până acum ca să mai aplanezi toate acuzațiile. Mi s-a luat. Uite că de acum încep și eu să vorbesc. Care este problema? Doamna Cristina, i-am zis de dimineață, nu te băga în subiectul ăsta pentru că tu nu ai nicio treabă. Vorbeam noi, fetele, cu Alexandra și cu Adriana. I-am zis după aia, nu te plânge că te atacă cineva sau că vorbim noi cu tine. I-am zis, da ce? Alexandra, vorbește colega ta, George. Mie mi s-a luat, a zis, mie mi s-a luat și atac acum am început și o să atac. Când vreau eu și cum vreau eu. Așa a zis. Tu ataci în timpul săptămânii și când vine gala te pui și plângi când te vezi la televizor cum e. Voi m-ați atacat în tot timpul. Nu, dar te-ai pus să plângi. La gala trecută te-ai pus să plângi, sigur. Ea s-a băgat și azi. Păi, că v-a atacat și ea. Dar mi se pare absolut normal să mă părere. Dacă mi se pare ceva normal ceea ce face ea. Sunt și eu concurentul ca și voi. Dar nu am zis asta. Păi a spus să-ți asumi. I-a spus clar că nu este normal. Te-ai lăsat pupată de trei băieți, te-ai văzut în gala, ai plecat afară să plângi.
Vezi că dai urât la televizor. Nu, am plecat pentru că... Din a, n-ai spus că dai urât la televizor. Nu, dar din moment ce spui că nu mai suport jignirile, nu mai suport nimic. De ce astăzi ai venit în emisiune și ai spus că voi ataca și eu? Dacă tu ai spus că nu mai ești de acord cu chestiile astea, de ce ai continuat? Și astăzi când veneai cu bolul, tu ai auzit ce ne-a spus, tu ai auzit ce ne-a corectez, Alexandra s-a luat de noi. Alexandra și noi am fost altceva. Tu ai auzit altceva, bineînțeles că fiecare aude ceea ce-i convine și ce vrea, nu? Exact. Nu ne-am băgat noi, Alexandra, da, am să zic. De ce te-ai există patru perverse, acum patru perverse aici. Andrada. Da, doamne. Alexandra, de ce v-ai certat? De ce m-am certat? Da. Pentru că m-am săturat de perversitate, falsitate, jocuri inutile, acasă, strategii și multe alte lucruri. Mergi acasă. Am spus că sunt patru băieți în casă aici și patru fete în casă. Mergi acasă, Alexandra. Domnișoara Cristina, da. Alexandra a spus mai devreme că s-a săturat de atâtea strategii. Dar în gală, Alexandra a spus în felul următor, că strategiile sunt permise în emisiunea asta, dar trebuie să fie făcute numai între fete. Deci supărarea Alexandrei nu e că sunt strategii, este că nu face și ea parte din strategii. Nu, am zis că dacă voi faceți strategii, noi, fetele, de ce n-am putea face aceste strategii? Dacă ești supărată și enervată pentru că nu face nimeni strategii cu tine din acest mod. Serios, Mariana, nu face nimeni strategii cu mine? Am venit eu să mă rog de tine să faci strategii cu mine? Ce? Am venit eu și m-am rugat de tine să faci strategii. Lasă că l-a luat pe Marius. Bă, dar nu ți-e rușine că vorbeai de toate fetele. Că haideți, fetelor, să facem, să ne aliem. Mariana, spuneai despre Alexandra că ar fi făcut o alianță cu Marinescu. Bineînțeles. A, e vizibil. A văzut că săptămâna trecută a fost atacată foarte mult Andreea și i-a luat locul, puțin, pe sticlă și a rămas așa mai într-o parte. Și ce spune? Trebuie să intru în forță de luni. A stat 3 zile, nu a zis nimic, ne-a băgat în seamă. Eu nu m-am băgat în seamă, să te dai bună dimineața în fiecare dimineață. Și voi n-ați fost. Lasă-mă să vorbesc dacă ai respect. Lasă-mă să vorbesc dacă ai respect. Dar nu vreau să te las să vorbesc. Ei, uite cum să vorbesc, Alexandra, și nu să vorbesc. Să vorbești acolo când te aud de nimeni. Răspundeți la bună dimineața. Vorbește singură. Voi sunteți alea care nu răspunde. Ia a stat și ne-a urmărit să vadă ce facem, ce vorbim. Și la un moment dat, în mașină, special am zis o chestie, că Robert vorbește cu mine în acest moment. Și ce a făcut astăzi în emisiune, a venit să a legat de acest subiect ca să facă un material. Da, fix, da, de asta normal. Orice auzi, orice auzi, n-am vorbit, ce faci materiale. Orice auzi, ce faci materiale. Doamna Cristina, lasă vrăjeala. Eram ironică, Mariana. Lasă, că nu mai era ironică, te-a derat. Vorbește cu mine și mai vorbește cu mine. Eram ironică. Nu a auzit-o. Dacă era ironică, nu te deranja lucrul ăsta. Draga mea, Mariana, nu a auzit. Dar nu a negat. Dar nu a negat. Nu a negat. De ce te bași tu să ne? Pentru că eu știu. Dacă nu a negat, dacă nu a negat, de la ce te bași tu prost? Ia zice că n-a vrut că trebuie să contrazic o minte, nu e bine. Una minte, una nu merge. Mariana, hai că e ironică. Temele bine. Mariana, fii Alexandra. Vin să te contrazic, eu știam dinainte că tu vorbești cu Robert, dinainte de a spune tu mașină lucrurile alea. Știa și înainte ca Robert să scrie ție, iar îți va scrie ce ai. Dar nu cumva l-ai spus. Alexandra! Vezi că te-am auzit. Mai gâștelor! Alexandra! Nu se poate concentra. Mariana, sau ceva de mai Alexandra! Te deranjează ceva, nu? Da, doamne. Te întreb următorul lucru și te rog să fii tare sinceră. Da. Tu ai o relație acasă în acest moment? Minți! Păi nu mai are acum. Poți să vă aduc telefonul să vă dovedesc? Nicos a venit și ne-a povestit ceva despre un băiat care a existat în viața ta. Nu a existat, nu va exista, nu există. Alexandra, după ce am început noi filmările, voi v-ați văzut vreodată? Nu, nu spune că ți-am pus piedica. Niciodată? Niciodată. Mi-a scris, știți când am plecat noi acasă, m-a întrebat dacă am venit în țară pentru că postasem pe Instagram o poză că sunt în aeroport și că mă duc la fata mea. Și m-a întrebat dacă am ajuns acasă. Și am zis că da. Și după care m-a întrebat și cât stai. I-am zis că nu știu, cu toate că eu știam. I-am zis că nu știu. Și după aia mi-a mai trimis el încă o dată mesaj. Mi-a zis că să ne vedem. Și nu i-a mai răspuns. După care a postat vlogul ăsta că eu am fost îndrăgostită de el și așa mai departe. Și eu i-am spus frumos, te rog frumos, să nu mai faci vloguri. Despre. O să vorbesc sau se vorbește acolo altceva? Mai bine te pune tu aici. Bun. Aoleu. Nici tu n-ai. Din punctul meu de vedere, atât timp cât voi nu v-ați văzut de când a început competiția, nu se poate numi o relație. Cum adică?
Doamna Cristina? Dacă ar fi vorbit prin mesaje și ea confirmă... Să vă dovedesc că am dreptate? Poate fi un plan făcut dinainte de emisiune. Chiar te rog să aduci telefonul, să te scoți cum vrei tu. A dat și informații, spunea, l-a anunțat, din, se vede data când îi spunea că nu mă suportă nimeni din casă, o să iasă rău, în situația în care nici măcar nu era difuzat la televizor. Sunt foarte multe chestii în alea 15 minute de filmări. Nu aveam de unde să le vorbesc și eu, nu te-am întrerupt, iartă-mă. Continuăm. Sunt foarte multe chestii în acele filmări. Pe mine m-a șocat un pic Roberto la hotel. Că Roberto tot, nu că cere sfaturi, se lasă influențat. Băi, frate, ce să mai fac cu Alexandra să-i atrag atenția? Ce să-i fac să mă bage în seamă? Ce, cum să fac? Și chiar îmi pare rău de el. Toată lumea pe internet m-a acuzat că eu nu las niciun bărbat să se apropie de Alexandra. În schimb, chiar nu e așa. Eu m-aș fi bucurat, spre exemplu, pentru Roberto. Nu am mare relație de prietenie cu el. Nu prea am stat cu el. Tu îi lași pe cei pe care nu-i vrea ea să se apropie de ea. Nu este adevărat ușoară, Cristina. Eu cred că Alexandra în emisiune a fost destul de primitoare cu Roberto. Nu pot să spui că i-a pus așa mâna și nu veni. Dar... l-am văzut un pic frustrat, să spun așa, pe Roberto. Băi, frate, ce să mai fac? Să iau flori, să iau ciocolată, să iau cutare, să fac aia, să nu știu. Aceasta este puterea dragostei. Trebuie să crezi că mi-a mie. Știu și mi-a părut. Mi-a părut un pic rău de chestia asta. Adică mă uitam așa la mesajele cu băiatul ăsta și am spus... Auzi, dar la fotografia Alexandrei te-ai uitat? La fotografia Alexandrei? Da, la cea din casă, de aici. Nu. Nu m-am uitat. Ia uite-o în plasmă, uite-o în plasmă. Cum a ajuns așa fotografia Alexandrei? N-am băgat de seamă, jur. I-a pus niște scoci, Alex. Ce mai băgăm de seamă? Mi-am dat scociul jos de aici și l-am lipit așa repede, că eram la nervi. A. Tocmai la Alexandra. Nu a fost cu intenții, mă jur. A fost cu direcție. Sugestia mea, domnșoara Cristina, pentru Alexandra ar fi să înceteze cu prostiile, cu bărbații de acasă, că la urmă urmă și aici în emisiune vin băieți. Normal, și sunt băieți. Și sunt sigur că la un moment dat va găsi un bărbat puternic și pe placul lui, cu care va cuceri Europa. Nicos, cât de fals poți să fii? Vezi că mă lovește. Poftim? Cât de fals poți să fii? Mă doare. Nu m-am spus și cât de fals poți să fii? Te-am întrebat ceva. Cam atât. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.